Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit pe oameni la un episod din seria noastră minunată de Player Unknowns Battlegrounds. Bă, văd că și-au mai dat 2, ceilalți și-au dat acolo. Văd că doar vreo 2, uite 3 cu ăla, 4, aolo, destul de mulți pe aici prin zonă, 5 chiar, l-am mai văzut pe unul acolo sus pe deal, deci vreau doar 5 oameni și-au dat aici, băga mea și piciorul. Mă joc singurel, aici pe third person, ne mai jucăm PPP, pentru că am văzut că foarte mulți nu apreciați PPP-ul, mie personal îmi place, dar tot third personul ăsta este baza, cum ar veni. Bineînțeles, înainte de a începe, aș aprecia foarte mult dacă fiecare dintre voi, frazori, deci fiecare persoană care se uită la acest videoclip ar apăsa acel buton de like, să vedem câte like-uri vom putea strânge, să văd ce acolo susținere din partea voastră, bine că mi-a dat lanțe, dar fără armă. Să vedem câte like-uri vom putea strânge și nu uitați să dați și voi click pe clopoțelul de lângă butonul de subscribe ca să primiți și voi notificările, gen să piflați și voi acolo, să vedem, să facem așa un test, să vedem dacă se vor trimite notificările așa cum trebuie. Eu am decât o tigaie și o vestă de 2, nu cred că este foarte bine, sincer. Mamă, nici rucsac n-am, aid-uri. Dar am ce face cu astea, dați-mi o armă, orice shotgun. Oh, bine, măcar așa. Este puțin tel lag aici. Știți că YouTube-ul este foarte retardat în ultimul timp. Ia uite, încarc și nu-mi bagă gloanțe. Ia uite, mi le bagă lol. Ați văzut și voi ce lag era, nu? Nu prea se trimit notificările, cel puțin pe live-uri. De aceea vă rog să bifați și voi clopoțelul, să vedem dacă se vor trimite notificările așa cum trebuie după aceea. Mă, dacă vreți să fiu sincer cu voi. Mamă, e unul în casa aia. Ia uite-l, ia uite-l, l-am văzut. L-am văzut, l-ați văzut și voi. Bine că am intrat. Am nevoie de un rucsac, n-am rucsac deloc. Shotgun choke. L-am omorât pe ăla. Mamă, ce mergea băiatul. Bă, dar a murit foarte greu. V-am spus, e lag. Car, uite, backpack de 2. Hai să luăm carul de aici. Sper că nu este lagul numai de la mine. Mamă, car cu red dot. Are you fucking kidding me? Car cu red dot. Uite, cască de 2, bă. Deci eu am omorât unul. Am văzut de unde trage bol. Mare cap ce am dat cu carul. Car power, ce pot să zic. Fugi Andrei, fugi Andrei, fugi Andrei. Ăla avea M4, bă, ce lagă-i. Deci tipul ăla avea M4. Hai să vedem ăsta de aici ce avea. Avea și asta o armă, și ăla de jos, că am văzut armă. Ia să vedem. Bă, avea painkillers, așa, bullet loops. Se tăra vreunul? Mi se pare că se trește vreunul. Se au vectorul? Gen în loc de car? Aș lua vectorul în loc de car în momentul de față. Dar stai să rămânem noi așa momentan. Să vedem cine mai este pe aici. Bă, deci cu numai un shotgun și un car, eu zic că m-am descurcat eroic. Deci mă jur, am avut decât un shotgun și un car. Nu un SCAR, nu un M4, nu un 16, nu un SMG, nu nimic. Și am făcut kill-uri cu shotgun-ul și cu carul. Nice one. Frazor, încă o dată dați multe like-uri pentru faza aceasta. Adică despre ce vorbim noi aici. Și nu uitați încă o dată de clopoțel, că sunt foarte tripat acum pe clopoțelul curului. Oh, fuck. Am înțeles. Mi-e frică să mă duc să lutez pe ăla. Bă, eu am făcut 2 kill-uri, nu știu dacă ăștia s-au omorât între ei sau ceva. Opa. Hai să așteptăm să treacă red zone. Nu mai au nimic. Chiar nu mai au nimic. Au? Mamă, fix că nu e cercul să-mi bag picior. Uite, acolo trebuie să ajung, să iau și o repede de aici. Tot ce pot. Deci unul e acolo și unul e în stânga. Nu e sus pe dar, cred că e la casa aia de acolo, casa aia. Hai că a trecut, s-a pus iarăși. Dar n-a avea nici. Mamă, ce m-am speat. Opa.
mai au nimic, vere. E enervant rău de tot. Mai e unul. E lângă casă. Deci e fix lângă casă. E în casă. Asta e și mai rău dacă e în casă. Mamă, nu mai murea odată tipul ăsta. Deci, fraților, vreau să vă spun că arena asta este foarte, foarte epică. Am bătut singur 4 oameni. Cu... numai cu chestii de-astea, gen shotgun, scar, bla bla bla. Scar, pardon. Care scar, frate? N-am avut. Uite, cască de 3 distrusă, car. Mamă, nu știu ce să iau. Bă, UMP-ul ar trebui să-l iau în puii mei, dar... Hai să luăm UMP-ul, ascundem carul. Nu vreau să renunț la shotgun, în niciun caz. Ah, ba nu, M16, direct, bam. Uite, M16. Redot, este... lăguț. Aia mă deranjează pe mine în momentul de față, că este puțin tălăguț. Ok. Ceva de pus în bot la ăsta avem? Aș lua MP-ul în loc de shotgun. Hai să aruncăm shotgun-ul. Bă, am zis că așa. Luăm MP-ul, luăm extended quick drop pentru MP, luăm angle, luăm holo. Și uite că avem și chestii pentru ăsta. Bă, nu mi-a explicat nimic. Ăsta este un lucru... stai așa să îl pun pe auto. Ăsta este un lucru foarte, foarte bun. Avea energiuri. Ok. Cred că i-am omorât pe toți de aici. Sper să-i fi omorât pe toți. Pot spune că am făcut curățenie. Deci pot spune că pe aici prin zona am cam făcut curățenie. Tactical stock, angle foregrip. Hai să mai luăm unul. Și eu vreau să lutez pe tipul ăsta. Deci dacă mai e vreunul aici, frate, eu nu cred că mai este. Nu mai are cum, ești nebun, prea mulți. Am omorât 4 și erau, eu am omorât 4 sau 5. Și dacă era un al 5-lea, cred că l-a omorât altcineva. Direct, știți ce zic? Dar totuși hai să ne mai uităm cu atenție. Sunt puțin tel panicat când mă e pe aici. Dar partea bună este că sunt în cer, frate. Și eu zic că am putea merge. Hai să mergem. Hai, doamne, aștept. Sar pe aici, pe geam. Dacă pot să sar. Și hai să vedem ce se întâmplă. Mergem într-o căsuță de asta aici. Hai să continuăm să luptăm. Dacă aș găsi un scarf și multe atașamente, ar fi genial. Uite că pun și ăsta. Deci dacă aș găsi un scarf, frate, cu multe atașamente, uite, tactical stock, dar mai am unul. 556. Nu înțelegeți, de la un timp, ați văzut și voi, serverele ăsta de la PUBG sunt supraaglomerate, frate. Adică eu am lag mereu, uite, și în acest moment am lag. E un delay de la micuț care se simte. Și e foarte, foarte enervant. Aici au fost, cred. Lol, n-au luat vertical foregrip, serios? De ce să nu iei vertical? Poate nu avea la ce să-l folosească, cine știe. Geamul spart. Hai să vedem dacă a luat ce trebuie sus, că poate, cine știe, poate a lăsat pe acolo, cum a lăsat și verticalul ăsta. Poate a lăsat chestii de care am nevoie. Nu prea a lăsat. Bă, am 4 kill-uri. Și mai sunt 38 de oameni. Alive. Alive. Mergem înapoi jos. Știi ce aș face? Aș traversa. Pe aici erau 3 și un era sus acolo. Cum ar fi încă să mai fie tipul ăsta de aici de sus? Mamă, deci eu știu că tipul ăsta de aici de sus a venit înspre mine. Cum ar fi încă să mai fie aici? Știi ce zic? Stai să pune MP-ul pe full auto, au ușile deschise. Nu-mi place. Mi-a place să mă simt în siguranță. Aici nu mă simt în siguranță. Cu siguranță nu mă simt în siguranță. Opa, e Dacia în garaj? Bă, ești nebun? Mamă, avem și Dacia aici în garaj. Opa, deci aparent ne-a surâs norocul. Fraților, încă o dată dați-vă acolo foarte multe like-uri pentru că arena asta văd că a început super mega bine. Am făcut, cum ar fi să mor acum, într-un mod foarte stupid, cred că ar fi nașpa. Nu uitați să bifați și voi clopoțelul de lângă butonul de subscribe ca să primiți toate notificările.
Ce vedem, hello? Someone there? Someone there, guys? No one? Ok. Bă. Hai să vedem unde se strânge cercul. Eu oricum o să mă folosesc de Dacia asta. Sau cel puțin o să mă duc mai departe să nu fiu aici, în centrul orașului. Să mă duc într-o casă. Problema este că n-am niciun scope. Bă, dar am 3 aiduri, 2 painkillere, 2 energizante. Deci e foarte, foarte bine. Uite, m-aș duce gen, uite, pe acolo. Știți ce zic? Mai în centru. Mai în centru cercului. Bam. Ia uite, încă un vertical aici. Bă, și oamenii au văzut Dacia, dar nu au luat. Mamă, este lag și l-a manevrat Dacia asta. Gen, răspund comentele cu lag. Ia uite. De ce m-am învârtit? Nici eu nu știu. Deci, frate, răspund comenzile cu lag, nu știu. E dubios rău de tot. Pe aici, cred că trebuie să o dau pe aici. Dar mai prin, pe aici, prin stânga trebuie. Haide cu boost-ul ăla. Dă-i blăniță! O să sărim de alu' ăsta, e nebun. Opa! N-am sărit nimic, dar e ok. Bine că l-am urcat, măcar. Nu o să mă opresc aici, că nu-mi place casa asta. Uite, la benzinărie o să mă opresc. Opa! Nu, nu mai aluneca așa. Gata, cred că e zona perfectă. Hai să punem OMP-ul în caz că e cineva pe aici, dar nu cred că este. Bun, mai e 1 minut și 30 de secunde. 1 minut și 30 de secunde până când se restrânge cercul iarăși. Eu am găsit o zonă decentă. Stai așa să mă pun pe burtă. Eu sunt într-o zonă decentă, sunt fix aici pe centru. Acum ideea este că cercul trebuie să se restrângă tot prin partea asta. Nu vreau pe Stalber sau pe Poliana. Și aici să știți că văd totul destul de bine. Mamă, de aș avea și eu gen în bot ceva. Că n-am nimic în bot aici, gen nu știu. Orice, frate, orice atașament. Flash Idol sau compensator sau silencer sau orice. Mamă, ia uite cum mă dă înapoi. Ha, mă, frate, serios. Why are you doing this, PUBG? Ideea este că mă disperă musca asta și ar putea să vină și prin spate. Ia uite, de aici ar putea să vină unul. Trebuie să vedem cum o jucăm pe asta. 28 de persoane rămase în viață. În continuare este o arenă foarte bună. Dacă nu o să mor acum într-un mod foarte stupid, o să fie super, super bine. Și sunt foarte, foarte atent în toate direcțiile. Pune-te pe burta, Andrei. Așa. În secunde 4, 3 și o să vină cercul. Ia uite-l. Mort. Greu l-am omorât pe băiatul ăla. 5 kg. Bine că l-am luat în schimb. Mamă, frate, era foarte micuț, de-abia îl vedeam pentru că am decredotul. Știți ce zic? Mamă, ăla mereu mi se pare că e un player de un boschete. Deci pe ăla l-am luat. Nu vreau să mă duc acum la el, pentru că cred că a auzit toată planșa sau cel puțin ăștia din zona au auzit că am tras eu. De aceea nu este bine, mai ales dacă l-o omorâs pe unul la distanță mare sau care este așa în câmp liber cum e ăla, că ăla e liber, nu are niciun cavre lângă căsuța aia, știi? Opa. Opa. Nu, s-a dus în parte. Ok, s-a dus departe. Credeam că vine încoace. Ar fost drăguț să vină încoace. Mamă, 23, ce se bată ăștia. Se omoară ăștia într-un hal, fratele meu. Mamă, 21. Mm,
Se au canistra de benzină, da, nu, cam benzină o grămadă, mă. Uite, frate, mă, tot teleportează înapoi, ați văzut și voi. Bă, ce-i cu lagul ăsta, mă, nene? Acolo trebuie să ajung să luptăm pe ăla, dar nu știu dacă mai este vreunul la casa aia. Mă, eu nu cred că el se punea pe burtă acolo degeaba și stătea așa ce. Cred că vrea să audă dacă e cineva sau a auzit pe cineva. Și dacă a auzit pe cineva nu-i foarte bine. Hai, mai pus un pic pe burtă. Hai, cercule, vino. Sunt destul de bine poziționat în momentul de față. În momentul actual. Mai punem un pic pe burtă pentru că acum trebuie să se restrângă lungi o gură de suculeț repede. Suculeț care de fapt este apă cu vitamine, adică na. Băi, ești nebun? E tot pe mine cer. Bine! Să mă duc acum la casa aia, dar nu, stai că vine Red Zone și nu o să au nimic și mă duc după. M-aș uita și în spate, încă 18 oameni rămași. Mă poate vedea acolo de departe. Hai mă, Red Zone-ule. Încep și trec. Aulu. Aulu, ce m-a speriat. A început. M-a ascultat, m-a ascultat fratele Rezon acum. A început în forță, văd. Pe acolo prin depărtări cum s-aude. Mamă, măiculiță. Mamă, băieți, unde sunteți? Unde sunt băieții mei? 5 kg până în momentul de față. Gata, s-a terminat. Hai să mergem. Pui mei, mă pun direct cu MP-ul și dau și bani. Hai să vedem dacă e cineva în casă. Să n-am parte de surprize, știți ce zic? Așa. Ok, deci aici e liber. Doi scope. Bă, hai să luăm doi scope-ul ăsta. Compensator de SMG, Molotov, Smoke. Nu mai am spațiu. Bă, dacă mă duc mai încolo. Ah, mă, frate, iese fum. Am dat hit, ești nebun. Mamă, stai că deja am auzit. Lul! Nu pot să cred. Ce-i cu lagul acesta? Ce este cu lagul acesta? Doamne! Băi, frate, eu am sărit. Și mie mi-a arătat că gen, am trecut de el și a intrat în mine, că gen, pau. Dar în monitorul lui era mai în spate, pentru că era lag. Haideți să ne vedem, mamă, ăștia alergau să facă la 3. Am înțeles. Hai să vedem ce s-a întâmplat, exact, ia. LOL! Bă! Deci ăsta e dubios rău. E dubios rău. Ia. Uite-mă pe mine.
Ia. Nu m-a atins! Mamă, coaie, și nu m-a atins. Ok, exitul lobby, fraților, sunt profund dezamăgit de acest joc, sincer, adică sunt dezamăgit pentru că toată arena am avut lag, în ultimul timp este un lag infernal, știu că sunt foarte multe persoane aici pe servere, dar totuși faceți ceva cu lagul că ați primit mii de euro, care mii de euro, sute de mii, milioane de euro aș putea spune la câți bani s-au băgat în jocul ăsta, pentru că în momentul de față este cel mai jucat joc de pe Steam, care costă o grămadă de bani, în fine. Sunt dezamăgit pentru că toată arena am jucat cu lag. Aici în ecranul meu s-a văzut că n-a intrat în mine. Pe deathcam ați văzut că nu a intrat în mine. Deci s-a văzut clar că pe deathcam nu a intrat în mine. Eu zic că am jucat decent. Oricum m-am descurcat super bine. Oricum a fost o arenă faină. Nu uitați voi să dați ceva acolo, foarte multe like-uri. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare, ceau bă, pa, pa.